Angajații Serviciului de Probațiune Iași vor intra în grevă generală. Consilierii acestei instituții sunt nemulțumiți de faptul că reprezentanții Ministerului Justiției nu au soluționat problemele legate de drepturile salariale începând cu ianuarie 2018. Consilierii cer condiții decente de lucru, exemplificând că la Iași instituția funcționează fără pază de 4 ani, iar de 3 luni nu are servicii poștale, motiv pentru care nu pot informa persoanele condamnate de obligațiile stabilite de instanțe. La nivel declarativ, responsabilii din Direcția Națională de Probațiune și Ministerul Justiției au recunoscut toate problemele semnalate de consilierii de probațiune, dar până în prezent nu au fost luate măsuri pentru soluționarea acestora. Numeroasele încercări ale angajaților de a obține rezolvarea acestor probleme pe calea dialogului au eșuat și au condus în cele din urmă la decizia acestora de a intra în grevă. În conformitate cu articolul 59 din legea 123 din 2006, privind statutul personalului de probațiune, consilierii din cadrul Serviciului de Probațiune Iași, în timpul grevei vor asigura serviciile esențiale numai puțin de o treime din activitatea normală, asigurându-se participarea serviciului la ședințele de judecată la care a fost citat, întocmirea la termen a referatelor de evaluare pentru inculpați, precum și rezolvarea altor sarcini considerate urgente potrivit legii sau apreciate ca atare de către organele judiciare. Se arată într-un comunicat de presă al Serviciului de Probațiune Iași.